Da? Deci, te-au pentru acasă, dar domnul lucrare de control. Păi, ce din recurgătură? Păi, A la 2 plus B la 2 egal cu C la 2 înseamnă A plus B egal cu C? Deci, A la 2, cum zici tu? A la 2 plus B la 2 egal cu C la 2 înseamnă A plus B egal cu C? Deci, dacă tu îți spui că așa are și te ridici, că A plus B egal cu C, e de parcă dacă ridicăm la a doua și stânga și dreapta, ar fi. Ăsta la a doua înseamnă fiecare la a doua. Tocmai am insistat mai devreme. După ce ți-ai explicat, dacă cu A plus B la a doua... Păi dacă ar fi așa... A ori B, A la a doua ori B la a doua egal cu C la a doua, reiese că A ori B egal cu C. Dar când e adunare, tocmai am spus, din nou, de două unități. Așa spuneam la clasă. La loc, două unități. Doi, no comment. E A pătrat plus 2AB plus B pătrat. E altceva. E altceva. E altceva. Rezultatul acolo. Da? Tocmai am insistat. Și tocmai ai ieșit. Ai greșit. Greșit. Așa. Deci, să ne întoarcem. Ștergeți, domn profesor, da? Ștergem mai de aici. Și să vedem cum facem așa asta. Păi, deci, mai întâi, știm că A pe 3 egal cu B pe 4 egal cu C pe 5, trebuie să arătăm așa ceva. Să arătăm cu un K. Da, este varianta cu un K, avale la portul și scoatem pe A, B și exact, C. Exact, C și înlocuim. Și înlocuim și vedem ce se întâmplă. Nu trebuie să dăm la fiecare puterea a doua. Adică, n-am vorbit noi mai devreme că de plecând de la ăsta putem construi un șir de la poartă, adică la pătrat. Așa? Bine, și atunci minunea de la nu ne mai folosim de ea? A plus B plus C egal cu 84? Nu, asta e independent. Asta deci, e independent? Tu lucrăm pe asta? Sigur că și da. Și după aceea facem... Și urmă, determinați pe ABC în cazul de nu știu ce. Ne-a terminat. Da? Deci trebuie să avem două probleme diferite. Am înțeles. O primă situație este dat din raport și constatăm în relația asta, că el nu ne cere, nu ne dă pe asta, ci noi să o demonstrăm. Uh-huh. Că ar fi adevărat. Robert, cum faci tu asta? Spunem că A pe 3 egal cu... K. K. K, da. Și A egal cu 3K. Deci egal cu K. Deci a rezultat că A egal cu 3K. B egal cu... B egal cu 4K. Da. Deci A egal cu 3K. 3K. B egal cu... 4K. 4K. Și C, C egal cu... 5K. 5K. Dar prefuse 4K. K. 4K. Așa. Și atunci mă duc să văd dacă verifică relația, dacă e deșteaptă, că probează. Și vine 9... 9 ce? K. K pătrat. Da. 9 K pătrat, că se zică și 3 și K, da? 9 K pătrat plus cât? 16. 16 K pătrat. Egal cu 25 K pătrat. Egal cu 25 K pătrat. Și e adevărat că 9 cu 16, 25. 25 K pătrat egal cu 25 K pătrat, da? Este o identitate. Am dovedit asta. Trebuie să facem prin derivate. Proporții derivate. Vreau să facem și așa. Deci o primă idee a fost asta. Am putut arăta în varianta care am zis-o. O altă idee ar fi să ridicăm fiecare la pătrat și ar fi A la 2. A la 2 pe 9. 3 la 2, adică 9. Da. Egal cu B la 2 pe 16. Și C la 2 pe 25. Și egal cu C la 2 pe 25. 25. Da. Ei. Și acum, cum avem A pătrat plus B pătrat să fie egal cu C pătrat, facem A pătrat plus B pătrat pe 9 plus 6. Plecăm mai de la astea două. Da. Deci A pătrat pe 9 egal cu B pătrat pe 16. Și egal mai departe, conform ce știm noi, suma numărătorilor pe suma numărătorilor. Și egal cu A pătrat plus B pătrat pe 25. Și egal cu cealaltă raport, cu C pătrat pe 25. Și cum au același numitor, deci rezultă că
A pătrat plus B pătrat egal cu C pătrat. Da? Da. Deci am jonglat pe baza de, baza de rapoarte. Vă să zic că dacă am un șir de rapoarte, suma tuturor numărătorilor pe suma tuturor numitorilor egal cu fiecare de rapoarte. Dar și numai două adunate pe două, oricare două adunate, egal cu fiecare de rapoarte. Asta e noutate. Am uitat să vă spun chestia asta. Deci, și dacă vi se dă doar A pătrat plus B pătrat sau A pătrat plus C pătrat, supra 9 plus 16 sau 9 plus 25, e egal cu fiecare de rapoarte. Așadar, aș spune aici, egal mai departe cu A pătrat plus B pătrat supra 9 plus 16, este egal și cu A pătrat plus C pătrat supra 9 plus 25, da? Și da, egal cu B pătrat plus C pătrat supra cât? 16 plus 25. 16 plus 25, da? Vedeți? Cu fiecare se păstrează egalitatea. Construiesc alte rapoarte din astea. Sigur că și mulțite. Cu 2, cu 3, sus, jos, funcție de cât. Dacă îmi dă de-a 2A pătrat plus 7A, 7B pătrat plus 5A pătrat, înmulțeam cu 2, cu 7, cu 9 și egal cu fiecare rapoarte. Așa. Facem A-ul? La A am terminat-o, da? Nu, deci, nu prima A-ul e A-ul egal cu 84. Asta e banal. A plus B plus C, egal cu suma numărător de suma numărător. Și ne folosim doar de la popor. De atâta. Nu avem nicio treabă cu noi. Nu mai am. A, așa. Pe asta am rezolvat-o. La revedere. Acum încep cu. Am șirul de rapoarte ăsta și găsim pe ABC în primul caz. Am înțeles. Asta am făcut. E banal, da? Și B-ul la P. A plus B plus C supra 3 plus 4 plus 5. Este clasa 4. De ce? Da, aici mi-ai chem. Așa. Ia uite. Te-am zignit, nu? Crezi mai așa. Bă, dar eu am muncit 2 ani de zile de ce? Nu? Bă, mă rog. Deci, în clipa de față, prima chestiune e banală. Da. Nu? B-ul la fel mulțim pe prima cu 6, cu 8, nu? Copii? Așa. Vigeți. Prima cu 8, a doua cu 6, cealaltă cu 6. Hai să o facem pe asta, că pare șmecheră, nu? La ce ridicăm la pătrat? Deci vine ce? Scriu și la A pe 3, egal cu B pe 4, și egal cu C pe 5, și înmulțesc cu de aici pe loc, cu cât am zis? Cu 7, da? 8. Sau zic echivalent, o aș spune 7 7 sau 8, nu mai văd. 8, 8. 8A supra 8 ori 3, 24 egal cu, de fapt pot continua. Valoarea raportului este aceeași. Egal cu 8A supra 24 egal cu 7B supra cât? 28. Și egal cu 6 ce? 6 ce vorbești tu? Hai că vorbești la 30. Taci cam mult. Tu taci. Vino peste mine. Dă-mă de o parte. De 6 ce supra? 6 ce? 6 ce supra? Supra 30. 30. Și egal mai departe cu? Egal cu 400. Nu. Nu. Suma numărătorilor? Egal cu 8A plus 7B plus 6C. 6B plus 7B plus 6C. 6C. Supra. 24 plus 28 plus 30. Și egal mai departe cu? 410. 410 supra? 82 și egal cu 5. 82 și egal cu? 5. Și acum A pe 3 egal cu 5, B pe 4 egal cu 5, C pe 6. Suntem la 10. Deci, atenție! Egal în continuare. Că fracția asta de aici este aceeași. De ce este aceeași? Că doar i-am făcut ce? Am mulțit și sus și, și sus și jos. Valoarea s-a păstrat. Devine o fracție echivalentă. La fel și aici. Deci, și acum, egal și suma numărătorilor pentru astea. Nu le-am adunat și pe astea. Am luat de bază ăsta și face suma lui și egal cu fiecare din rapoarte. Corect. Deci cârdul așa e construit. Super.
Da? La ce iar simplu ridicăm la pătrat? La ce ridicăm la pătrat pe fiecare? Da. Și egal sumă numărul tot sumă. La D. La asta se face. La orice plus pe orice plus. Sigur că da. Exact. Două câte două. Câte de două. Și nu mai se păstrează valoarea raportului. Este un alt șir de rapoarte, exact. Că e ca pătrat. Ca pătrat, exact. Valoarea e ca pătrat. Că le facem câte două, mama, de aia. Da? Așa cum în momentul în care ridicăm la pătrat, tot ca pătrat. E tot ca pătrat valoarea. Da? Că ridicăm la pătrat, nu mai rămâne același ca, ci e ca pătrat. Că dacă valoarea raportului un K și vă zici m-a pătrat pe 9, e ca pătrat să adică la pătrat. Să facem eu, domnul profesor. Care? Eu. Păi să facem cu ea. Deci, zicem, avem de A pătrat, B pătrat și C pătrat. Atunci, plec de aici. Eu am așa ceva, rezultă că A pătrat pe 9, da? E ca pătrat. Da. Egal cu K pătrat, hai să spunem K pătrat, deci rezultă K pătrat, ca să vă fie clar, K pătrat egal cu A pătrat pe 9, deci fost cu K de aici, valoarea raportului, acum trece în K pătrat. A pătrat pe 9, egal cu B pătrat pe cât? 16. Chiar vorbește, nu știu. Egal cu C pătrat pe 25. Eu, așa. Și acum nu le adunăm, că avem nevoie de 9 A pătrat. Fiindcă avem nevoie, trebuie să mulțim și sus și jos. Da, 9 ori. Deci egal, îmi permit acum să fie egal mai departe, da. 9 ori. 9 ori A la 2 pe 9 ori. Egal, înțeles, Robert? Da. Deci egal mai departe. 3 ori B la 2 pe 16. 3 B la 2 asupra cât? Pe 16 per 3. 16 per 3. Îți face 48, nu? Și egal cu 2C pătrat. 2C pătrat supra 50. Supra 50. Și egal cu... Acum le adunăm. Nu le adunăm, că avem și o scădere, copii. Scădem și. Ne uităm unde scădem și ne adunăm. 9A pătrat minus 3B pătrat plus 2C pătrat. Așa. Supra 81 minus 16. Minus 48. 81 minus 48. 48 plus 50. 50. Și ăla e 4067. Și face 4067. Totul supra. 81 minus 48. 33 plus 50, 83. 83. Cred că se împarte. Trebuie să se împarte. La 83 egal cu 49. 49. 49. Și acum? Și acum înlocuim. Dar 49 e ca pătrat? Asta e. Rezultă că deci ca pătrat egal cu 49, care este 7 la 2. Și aveți ca egal cu 7. Ca egal cu 7. Și cu ca o știut, ne întoarcem și urmează. A pe 3 egal cu 7. A pe 3 egal cu 7, de unde A egal cu 21. A egal cu 21. B pe 3. B pe 4. Da. Da? Pe 4. Egal cu 7, de unde B egal cu 28. 28. Și? Și C pe 5 egal cu 7, de unde C egal cu 35. Și egal cu 35. Și? În sfârșit să facem și pe ultimul. Da, pe e simplu, nu mulțim. Da. Deci ne mulțim, dar avem ca la treia. A, vreți să le arătați că aveți ca la treia? Sigur că da. Haideți. Deci când ne mulțim două câte două, avem ca pătrat, sau ridicăm la pătrat, e ca pătrat. Dacă ne mulțim pe toate trei, de fapt ne mulțim fracția asta cu asta și cu asta, cum ea este ca, vine ca, ori ca, ori ca, ca la treia. Deci, da, e ca la treia, corect. Deci vine A, B, C, supra 3 ori 4, 3 ori 4 ori 5, ca la treia este egal cu așa ceva, da? Și egal mai departe cu... A ori B ori C pe... Nu, egal cu 20.580. Așa, 20.580. Supra 60, asta dă, nu? 3 ori 4 ori 5. Da, 60. Cred că îți facem pe 3 exact, sunt 6. 6 în 20, de 3 ori 6, 18, în 25, 8, nu, de 4, da? 4 de 6, 24, în 18, 3 ori.
343. Da. Care înseamnă 343, înseamnă pe că... un pătrat. E un cub. E un cub, am să zic. Da. 7 la 3 oare? Ia să 49 ori 7 ori 4 ori 8. Da, ăsta e. Da. 7 la 3. Deci ca egal cu 7. Ca egal cu 7. Și dacă știi pe cal, le duci și să aflăm pe alte și ce. Da? Mai facem una... Tot una ta, da? Da? Ia să vedem. Da, să vedeți, ai văzut mie la că mi-ai pus păi, dar văd că ei merg, uitați că știu, da, da, îi spuneam. Nu-i așa, da, sigur, sigur. Și-ți dă-le și facem, vezi, este un moment de satisfacție a profesorului. Când ei merg. Am ajuns la nivel la care sunt ieșițiu și merg foarte bine. Deci de pe când, dacă am jonglat cu proporții derivate, a simțit cam care este construcția pe care urmează să o facem, nu? Deci merge... Clar. Să vedem alte ieșiți. Determinat. 33 copii. Tot cu multe puncte? Nu. Ce o să mă sperți. A scăpat pentru asta. De temă pentru acasă. Da. Am făcut piticii cu cei de-a patra. Este probleme frumoase. Extraordinare frumoase. Ne-am învățat cum se compune ieșiți. S-au fost încântați, bineînțeles. Să-și propune ieșiții unora, una altă. Știți că Daria m-a întrebat dacă poate să vină și ea cu ea de pată. Mi-am închipuit că are și o autorință. Da. Dacă mă încape timpul, mă gândesc să fac și la a treia. Da, ea vrea să vină cu ea de pată, dacă de a treia aveți. Nu, de a treia trebuie să faci. Păi da, pentru că totuși e prea mult. Dar hai, i-am zis că mă-i pată, mai așteaptă, că n-are de treia. Nu știu unde să mă întind, dar dacă îți va iubi, oricum încep să la albin să am din ce în ce mai multă treabă. Da, dar are timp, de la 5 are timp, domnul da. Deci determinat numele A, B, C și D. De la 5 de la anul. Și iată, construim acum clasa a patra și lecțiile vor fi stocate. Puse, da. Și vom găsi materia de clasa a patra, complet făcute lecția tema pentru a doua zi. Super. Deci, practic, așa cum învață copiii acum în direct pe lecții, vor putea învăța pentru la anul cei care vor fi. Corect. Vom avea materia făcută. Așa și voi. Dacă porniți pentru a șaptea, marea parte, când veți fi pentru a șaptea, veți avea materia făcută. Acolo, da. Deci, asta îmi propun eu. Să vedem cum reușim. De determinat numele A, B, C și D. Determinați. A, B, C, egal. Și D. Și D. Și D. Care verifică simultan următoarele... Ce? Verifică. Care verifică simultan următoarele da. Relații. Să vedem. 2B egal cu 3A. 2B egal cu 3A. 5B egal cu 4C. 3D. 3? D. D. Egal cu 8C. Și... A plus B plus C plus D. A plus B plus C plus D. Egal cu 75. 75. Asta parcă e frumoasă. Este. Dar noi trebuie să o facem pe înțelesul nostru. 3D. 3D, mă. 3D. A plus B plus C plus D, nu? Da. A plus B plus C plus D egal cu 75. Da. Scris corect. 3D. Deci 2B egal cu 3. 3A. 5B egal cu 4C. Da. 3D egal cu 8C. C. Și suma lor e 75. Da. Păi ar fi că 7B plus 3D egal cu 12C plus 3A. Deci tu le-ai adunat pe toate aici, da. Nu? Păi nu toate. Nu, 7B plus 3D. 7B plus 3D egal cu? 12C plus 3A. 12 C plus 3A. Da, e adevărat. Însă, visez și eu. Dacă am face niște rapoarte. Dacă am avea niște rapoarte. Dacă le-am putea să... Tot timpul autorul a fost drăguț cu noi și ne-a dat să formă de rapoarte. Și acolo ne-am mișcat. Dar acum nu mai a fost așa de drăguț cu noi și nu ne mai... Hai să facem noi. A supra B sau B supra A egal cu... Deci, A pe B sau B pe A, nu? Da, A supra B egal cu 2
supra 3. Deci A pe B, A supra B, egal cu... A supra B, egal cu 2 supra 3. 2 pe 3, pentru că dacă le mulțești... Exact. E 3A și egal cu 2B. Egal cu 2B. Deci asta așa am tradus. Da. Din face. C pe B... Sau B pe C. Sau B pe C. Putem de B pe C, nu domnul profesor. Cum vrem. Hai. Cum vrem. C pe B... C supra B. C supra B. Egal cu 5 pe 4. Deci C supra B egal cu 5 supra 4. Avem dreptate, da. 4C egal cu 5B. Apoi. Și apoi D pe C. D supra C. Egal cu 8 supra 3. 8 pe 3. Da, dar el nu arată frumos, nu arată bine, că vreau să fie un șir de rapoarte. Și putem duce pe B sus și pe 2 jos. Putem face așa, să smecherii, doar într-un șir de rapoarte. Așa e vrut să organizezi tu. Dar așa este echivalent cu aranjarea A pe 2 egal cu B pe 3. Dacă faci plusul merge o plus extremul, tot așa e 3A egal cu 2B. Da. Da? Un alt mod de aranjare... C pe 5. C pe 5. Deci echivalent cu a spune că C egal cu B pe 4. Pe 5 egal cu B pe 4 și D pe 8 egal cu C pe 3. Întrebarea, valoarea raportului acesta este același tot timpul? Aș putea să îi egalez între ele? Da. Nu prea. Cred că da. Cred că nu. Cred că nu. Și dacă nu-i dai, nu, domn profesor. Da. Deci, e o poveste aici. O poveste că nu știu cum să le leg. Dacă aș fi avut... Dar n-am. Și nu-i dai semnul pentru acasă, domn profesor. Dau-te-mi pentru acasă. Nu, nu. Dau-te-mi pentru acasă să scapi. Dar ceva trebuie să fac, oricum. Eu trebuie să știu că în fața unui astfel de greșit, eu n-am voie să spun nu, îmi vine nicio idee. Știți de ce? Că atunci chiar am dezarmat. Deci trebuie să stau pe greșit și să zic, băi, trebuie să-l fac. Trebuie să-l fac. Și mă hotărăsc. Să exprim totul. Îmi închipui că o necunoscută-i dată, au ar fi cunoscut, și pe B, C și D, în funcție de altfel. Deci, așa poate în totul? Deci, mă uit, ca să pot folosi în relația asta. Deci pe B, aș vrea să-l folosesc în funcție de A. Și am șanse. Da, 3A pe 2. B, A, egal cu 3A pe 2. Corect. Pe C, aș vrea tot în funcție de A. Dar ce e în funcție de B, dacă B l-am aflat în funcție de A. Deci, hai să pornim. Gata, ne-am hotărât. Asta vreau să vă spun. Trebuie să ne facem un plan de lucru în fața unei ieșiți. Adică trebuie să vedem o strategie. Deci faptul că eu vreau să folosesc relația de aici, îmi propun ca pe B să fie în funcție de A, ce să fie în funcție de A, de în funcție de A, și atunci ieșitul va merge. Merg așa. Zi, Robert. Deci mă duc la 2B egal cu 3A. 2B egal cu 3A. De aici rezultă că B-ul va fi egal cu? B egal cu 3A pe 2. Corect. 3A pe 2. Mă duc la 5B egal cu 4C. Sau invers, 4C egal cu 5B. De unde rezultă că C va fi egal cu 5B pe 4 ori B. Poți să 5B pe 4 mai zis sau 5 pe 4 ori B. Și egal mai departe cu 5 pe 4 ori B pe care am aflat mai înainte. Ori 3A pe 2. Ori 3A supra 2. Și egal mai departe cu 15A supra 8. L-am aflat și pe C. În funcție de A. Și acum să mă duc la D. Zic așa, D
egal cu? 8C pe 3. 8C pe 3 sau 8 pe 3 ori C. 8 pe 3 ori C. Și egal cu 8 pe 3. Adică 8 pe 3 ori 15 pe 8. Ori 15 A supra 8. 8 cu 8 se simplifică, 3 cu 15, 5A. Egal cu 5A. Și iată, am aflat în clipa asta pe B, pe C și pe D. Da, și pe altceva. Și pe A rămânea. Și atunci vine. A plus. Îți ziceți mai, A plus B plus C plus D egal cu 75 este echivalentă cu următoarea. A plus, plus 3A pe 2 plus 15A pe 8 plus 5A egal cu 75 egal cu 75. Da. Amplificăm 3A pe 2 cu 4 pe deci A peste 8, tot cu A cu 8, aici cu 4, aici cu nimic 1, aici cu 8 și în sfârșit aici cu 8. Și avem 8A, vorbește Ana. 8A plus 12A pe 2. Nu mai zice supra 2, chiar eliminam da. Plus 12A plus, și scrie, te rog. Deci, uite, în caietel și scrie. Vorbește. 8A plus 12A plus 15 plus plus 40A așa egal cu 8 ori 75. Lăsăm așa. 8 ori 75. Și acum vedem câți avem. 20 de ani de A, 8 și cu 12, 20. Și cu 15, 35. Și cu 40, 75. Bine, 75 A egal cu 8 ori 75. Iată ce ați mulțit? Când mai vine 75 cu 75. A egal cu 8. Deci, rog, că A egal cu 8. Și dacă știu pe A, mă întorc. Și aflu pe toate celelalte valori. B egal cu 3 pe 2 ori A. B egal cu 3 pe 2 ori A. Și egal cu 3 pe 2 ori 8. Cu 4 și cu 2 și cu 4, cu 3 și 12. C. Cât este C-ul? 15 pe 8 ori A. Da. 15 pe 8 înmulțit cu A. Și face 15 pe 8. Ori 8. Sau parcă ne scrie 8. 8 cu 18 face 15. D-ul egal cu 5-a. D-ul va fi cât? 5-a. 5-a. 5. A. Și egal cu 5 ori 8. Și egal cu 40. Deci observăm că am mers foarte rapid. Aici, care a fost ideea? Să-mi fac un plan de lucrat sperat. Că pot șirul de rapoarte să-l construiesc ca să fac suma numărătorului pe suma numitorului. Da. N-am văzut asta. Că am încercat să fac așa, dar valoarea raportului de aici era 1 și nu știu dacă se menținea așa B pe 4. Și dacă ar fost B pe 3, apoi continuam. Egal cu C pe 5. Deci n-am avut un raport de legătură. Și neavând raport de legătură, am zis, hai să mă duc așa. Mai privesc o dată, dar nu văd raportul de legătură. Dar e corect dacă o rezolv așa? Sigur că da. Sigur că da, este corect, dar n-am făcut decât... Nu vreau neapărat autorul rapoarte și derivat. Aș fi vrut să se întâmple așa, dar n-am găsit șirul de rapoarte. Am înțeles. Numai am doar două rapoarte. A pe 2 egal cu B pe 3. Corect. Dar nu pot continua șirul de rapoarte încât să pot folosi A plus B plus C plus D. Am înțeles. Da? N-am avut așa șansa asta. Dacă aș fi avut așa, A pe 2 egal cu B pe 3 și aici ar fi fost B pe 3 egal cu C pe 5 și C pe 5 egal cu D pe 8, atunci aș fi legat pe toate șirul de rapoarte. Dar așa n-am avut șansa asta și trebuia să mă descurc.
N-aveam cum să vă dau tema acasă, că mă vedea lumea. Da. Mai avem timp, copii? Avem. E 30. Putem să facem și una de 7 stele? Să facem. Încerc și una. Dacă chiar vreți să mă puneți la încurcătură... Vreți să vă spuneți la tema. Gata, mergi, mergi. Mergi cu bine. Robert, mâine seara la 6 de nou. Da. Pe baricade nu discutăm. Da? Și chiar dacă rămânești în timp, te duci și la sport, numai bine acum după ta matematică, știi cum? Este minunat. Da, să încercăm și la despre stele, că da. Să încercăm măcar una, domnule. Să vedem. Dar dacă nu putem face, nu lăsăm pe niciunul. Da, o lăsăm ca temă. Tu lăsăm temul celorlalți și vouă. Da? Asta e. Era să-mi temele. Mai și n-am și eu o carte de asta, m-aș fi uitat acasă, mai... Mai, dar n-am șansa asta, că n-am... de ziua dumneavoastră. Da. Deci, fie A, B și C aparțin numărul lăsărilor raționale. Cum așa? A, B și C aparțin lui Q plus. Așa. Deci asta A, B și C doar atât, da. A, B și C aparțin lui Q plus. Astfel încât A Q supra plus, da. Da. Astfel încât A supra B plus C. A supra B plus C. Egal cu B supra C plus A. C plus A. Și egal cu C. A plus B. A plus B. Arătați că A mare este egal cu că A mare egal cu 7 ori. Prima chestiune care trebuie. Arătați că A mare acum. A mare. A mare. A mare, da, este egal cu 7 ori. A plus B. 7 ori A plus B. A plus B supra B plus C plus 5 ori B plus C supra C plus A plus 4 ori C plus A supra A plus B. Deci arătați că A este număr natural pătrat perfect. Asta mare. E da. Număr natural pătrat perfect. Lui M. Pătrat perfect. Da. Da. Mai, de ce a fost ceasul ăsta, nu dați mai înainte să, să fiți în plata asta într-o altă secvență? E una. O facem sau nu? O facem. O facem. Facem, trebuie să facem. Deci, spune așa. Că am și eu ăsta de rapoarte. A supra B plus C, egal cu C supra plus B, da? Ce înseamnă Q plus? Da. Mulțumim numele raționale, pozitive. Da? Adică, nu negative, că voi n-ați învățat încă numele negative. Negative. Dar era negative, era cu minus, da? Da. Ar fi fost minus 2 pe 3, dar voi scrieți numai despre 2 pe 3. Da. Fracția asta. Pozitiv. Da? Bine. Și... Visăm. Șaptele alea e în fața fracției. 7 ori A. Da, mă, da, da, da. Așa e corect. 7 ori A plus B supra B plus C. 5 ori B plus C supra C plus A. Și 4 ori de C plus A supra A plus B. Dacă am scăpat de B, dacă am scăpat de C. Observăm că numitorii sunt cei de sus. Păi da, dar trebuie să scăpăm și de A plus B, trebuie să scăpăm de B. B plus C, trebuie să scăpăm de C. Și C plus A, trebuie să scăpăm de A. Putem să scădem numai de la numitori. Atenție, aici, aici te gândești? Nu, la numitori. La șildra poate, dar aici da, nu voi. Da, sus, putem să scădem minus B, minus C, minus A? Minus B, minus C. Minus A? Minus A. De unde să scadă? De la numărător. Deci, da, de la numărător. De la numărător, da? Da. Pe ca să avem A plus B, ar trebui la prima să adunăm B. Păi, noi avem A, P, B plus C. A plus B supra B plus C. Păi A plus B supra B plus C. E una. Și noi avem sus A, P, B plus C. Bravo. Așa. Și A supra B da, plus C. Da, și scăm B. Păi de unde să fac eu sus? Mai un B să adun sus? Păi ori adun tot?
Un nimic. Păi da. Deci nu poți să aduci un B, că ai tu nevoie de un B. Exact. Din adunare, ce? Să rupi o bucată. Nu. Eu mă uit aici. Aș face așa. Deci într-un șir de rapoarte, suma numărătorilor pe suma numitorilor egal fiecare rapoarte. Deci continuă aici egal mai departe cu A plus B plus C. Totul supra. Hai să vedem parte, e prea frumos. Scriu acolo înghesuit. Asupra B plus C. Egal cu B supra A plus C. Și egal cu C supra A plus B. Și egal mai departe cu A plus B plus C. E bine? Da. Totul supra. B plus C plus C plus A. 2 de al de A, 2 de al de B, 2 de al de C. Ca ori găsesc de două ori. B-ul de două ori și C-ul de două ori. Adică 2 pe lângă. 2 pe lângă A plus B plus C. Adică egal cu, se simplifică și egal cu 1 pe 2. C cu C, B cu B, A cu A. Și acum, toată paranteza aia cu toată partea de sus. Și deci, cu B2. Complet. Dar nu de bucăți. Așadar, am că A supra B plus C, A supra B plus C, egal cu 1 pe 2. Egal cu 1 pe 2. L-aș putea scoate pe B plus C de aici. B plus C. B plus C ar face 2A. Deci B plus C face 2A. Deci am luat primul raport și a dat acum al loc de-al 2. Așa avem A pe 2A. Acum. A pe 2A care e 1 pe 2, cum ar fi? Păi da, A pe 2A, să simplifica cu așa, este identitatea 1 pe 2. Păi înseamnă că B pe C plus A nu e 1 pe 2. Hai să ne ducem la al doilea. B supra... Supra C plus A egal cu... Minuna, B supra cine? B supra C plus A. A plus C sau C plus A egal cu 1 pe 2. De unde rezultă că A plus C... C plus A este egal cu... 2B. Da. A plus C egal cu 2B. Da. Și... C supra A plus B? C supra A plus B egal cu 1 pe 2. Adică? A plus B egal cu 2C. 2C. Și din toată șmecheria asta, ne ducem și începem să lucrăm. Yeah. A... Facem numărul A mare ar fi... Egal cu 7 ori. A mare egal cu 7 ori. A plus B. Lângă A plus B, 2C. Deci 2C. Supra B plus C, care e 2A. B plus C supra 2A. 2A. Păi 2 cu 2. Și vine C pe A. Da? Da. Deci 2 cu 2. Plus. Plus. Hai să mergem mai mare. Da. Plus 5 ori. B plus C, care e 2A. 2A. Supra. 2B. 2B. C plus A, 2B, corect. Plus? Plus 4 ori. C plus A, îl avem, 2B. 2B. Supra A plus B, care e 2C. 2C. Și egal mai departe. 2 singur peste tot. Și aș zice că A egal mai departe. 7C. 7 ori C pe A. Plus 5A pe B. Asupra B. Plus 4B. Supra C. Pe C. Plus 4 ori B supra C. Și egal cu... Tu mai avea că... Aici numitorul comun care ar fi? ABC. ABC, sigur că da. Și dacă aș amplifica pe prima, aș amplifica cu BC, nu? Cu BC. Hai să amplificăm. Deci egal mai departe cu 7 ABC. Așa facem, nu? 7 ABC. Sau nu, nu-i bine. 7 BC pătrat. 7 B. 5 A pătrat C. Plus 5 A pătrat C. Plus 4 AB pătrat. Plus 4 AB pătrat, da? Da. Și egal mai supra totul supra. ABC. ABC. Da. Deci, ce am făcut? Am dat aceeași numitor și vine C pătrat B plus A pătrat C plus B pătrat A.
Da, și nu văd aici cum se așează Inchisiția. Pentru nu, 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 să mai vedem un pic. Nu ne vedem deci, o să mai analizăm un pic. Deci, ideea asta a fost bună. Da? Da. Suma următoare. Mi-a dat 1 pe 2 aici. Da. Poate BC-ul 2A, BC-ul, B plus C-ul 2A. 2 ori A. Și atunci, dacă numai pe BC, dacă aș fi locuit numai numitorii, ce aș fi devenit? Deci să nu locuiesc și A plus B, ci numai B plus C-ul, C plus A-ul și A plus B-ul, numitorii. E la fel de corect, da? Da, sigur că da. E altă, e aceeași expresie, dar face manevra asta. Deci A e da. Mare ar devenit. 7 ori. A plus B, a zis. Da, totul supra. B plus C e la dumneavoastră acolo. B plus C e 2A. Da. Supra 2. Plus 5 ori. 5 ori. B plus C. Supra. C plus A e 2B. C plus A 2B, da? Da. Plus 4 ori. C plus A. Supra. A plus B. 2C. C supra. 2C. A plus B. 2C. Da. Și egal cu? Egal cu 7, înmulți cu 7 pe 2, 5 pe 2 și distribui pe A la fiecare. Adică eu mi-am închipuit că vin de la două fracții și cum se adună două fracții? Dacă au același numitor, se adună numărătorii între ei. Mă întorc înapoi. Și am venit 7 pe 2. 7 pe 2, pe lângă A pe A face 1, plus B pe A. Deci 7 pe 2, pe lângă A pe A, da? Plus B pe A, plus 5 supra 2. Pe lângă 1 plus C supra B. C supra B, corect. Plus 4 pe 2. Pe lângă 1. 1 plus A pe C. Așa. Și acum, dacă adunăm 1 și cu 1 și cu 1, disfacem parantezele, vin 7 pe 2 plus 5 pe 2 plus 4 pe 2 plus 7 B supra 2A, 7 B supra 2A și mă duc în modelul ăsta de aici. Cu B pe A, C pe A, B da. Și nu mi dau peste aceea situație acolo. Deci, alte idei te scăpăm, da? Am tatonat în felul ăsta. Din nou, relațiile acestea sunt clare. Da. Și acum... Deci, A supra B plus C egal cu 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2. B plus C egal cu 2A. Să merg să cu aceeași... Hai să merg cu ideea să exprim totul într-o singură necunoscută. Da? Cum ne-am ordonat și altădată. Adică, pe B să-l aflu în funcție de A, pe C în funcție de A. Din acestea, deci din aceste relații, să aflu pe A, B și C, în funcție de o singură necunoscută. Deci valoarea raportului este 1 pe 2. Iată că suma B plus C egal cu 2A. Deci eu vreau să-i găsesc și pe B și pe C independenți, numai dependență de A. Ca îndată, visul meu este că dacă voi reuși chestia asta, să înlocuiesc și să văd ce mese aici. Știu că B plus C face asta. Și dacă le scap pe astea două, voi avea aici la scădere, se duce A1. Deci din B
dacă din asta de aici A plus B scad pe cealaltă, vine B minus C, B minus C egal cu 2, pe lângă C minus B. Hai să spun mai rar să vedeți. Deci ăsta două le scrim una sub alta, A plus C egal cu 2B, A plus B egal cu 2C, da? Și le scădem din asta, scad pe cealaltă, vin din A plus B, minus A minus C, minus A minus C egal cu 2C, minus 2B. Iată că A cu A se reduc, că e A minus A, și mi-apare că B minus C e egal cu 2 pe lângă C minus B. Deci B minus C e egal cu 2 pe lângă C minus B. Și dacă îmi închipui că B minus C este un număr și scad din ambii membrii pe B minus C și din stânga și din dreapta, deci zic minus un B minus C. Aici va face 0. Mm-hmm. Și atunci apare 0 egal cu 2 pe lângă C minus B. Este C minus B, da? Da. Și minus ăsta e C minus B. Minus înseamnă plus C minus B. Adică minusul ăsta face, întoarce scăderea asta. Deci vine minus B plus C. Minus B plus C. Ar trebui să iau bucată cu bucată și să spun că scad un, adun un B, scad un C. Cred că asta am să fac. Ia să facem așa. Îl scriu încă o dată ca să înțelegeți voi. B minus C egal cu 2 pe lângă C minus B. Da, 2 pe lângă C minus B. Scriu încă o dată ca să mă înțeleg că n-am numerele Z aici. Spun, scădem un B în ambele, scădem un B. Deci în stânga și în dreapta scădem un B. Și atunci vine B minus B, B minus B, minus C, egal cu 2 pe lângă C minus B, cum este, și minus B. A scăzut un B din ambii membri. Bine? Încă o dată, insist. Am zis că scădem un B atât din stânga cât și din dreapta. Și vine B minus B minus C egal cu 2 pe lângă C minus B minus B. Și acum în B minus B se termină și rămâne minus C egal cu 2 pe lângă C minus B. Și minus B. Și adun acum în ambii membri un plus C și în stânga și în dreapta. Și dacă adun și în stânga și în dreapta, C minus C face 0. Da. Și va veni 0 egal cu 2 pe lângă C minus B plus C minus B. Plus C, îl scriu pe centă, plus C minus B. Și acum, câți de C minus B am? 3. Și înseamnă de aici că 3 de al din 3 pe lângă C minus B egal cu 0. C minus B egal cu 0. Deci, adică C minus B egal cu 0. C minus B egal cu 0, adică C egal cu B. Da. Deci, iată că în clipa de față am așa. B plus C, B plus C egal cu 2A. Și că B egal cu C. Adaugă de sus că B egal cu C. Dacă B egal cu C, adică înlocuiesc... B egal cu A. Și ce e egal tot cu A. Deci înlocuiesc pe B, pe B aici, da, sau pe C, și vine 2B egal cu 2A. 2B, îi vine? Da. 2B egal cu 2A. B egal cu A. E rezultă că B egal cu A. Dacă B egal cu A, și C e egal cu tot cu A. Că B e egal cu C. Corect. Și C e egal cu A.
Așa că ne întoarcem negheșițiu și pe oriunde vedem B și C, punem A. Da. În toată expresia asta. Și atunci A mare va fi egal cu... A mare va fi egal cu... 7 ori. A mare egal cu 7 ori. A plus A, adică... 2A. 2A. Super. Da. B plus C. A plus A. Tot 2A. Tot 2A. Plus 5 ori. Iar 2A. 2A. Supra 2A. Iar 2A. Plus 4. 2A. Supra 2A. Se simplifică. Deci face 7 plus 5. 7 plus 5 plus 4. 7 plus 5 plus 4. 16. 16. Care e pătrat? 4 la 2. Terminate este. Și e dat 4 la 2. Dar avem ideea asta genială. Păi... trebuie să încerci în stânga, în dreapta, ați văzut, n-am știut exercițiul, să revedem un pic care a fost tehnologia de lucru, nu? N-am știut, poate nu numai asta, poate să fie și o altă idee, deocamdată nu, asta mi-a fost ideea pe moment. După ce am încercat eu să folosesc, alo, Andreea? Ai ajuns, da? Jos? Așa, înseamnă că trebuie să le dau sus aici. Da, mi-aș da. Ce? Nu știu, da. Da, da. Păi da, așa nu aici, fix după capitolul ăsta ne dă test. Adică ce aveți acolo? Adică ne dă test. Adică și după proful nostru picat, când avem test acolo, ne dă și el test. Da. Păi, acum, mâine să-l facem, nu? Pe toate, că sunt patru. Și apoi mai avem încă un test, mai măricet. Bun. Excelent. Mâine avem treabă, nu? Da. Asta. Dar, oricum, am învârtit cât de cât relațiile astea. Acum am mai câștigat în experiență. Ne-am fortificat într-o măsură. Sigur, ne-am dus acum spre un test de ăsta mai epipărat. Mă sunt mai interesant, să zic așa. Dacă îl urmărim încă o dată, spunem că în tentativele care mi-am încercat aici nu prea mi-am mers, da. După care am renunțat și am zis, hai să mă organizez mintea. Că în condiții în care faci un exercițiu, după ce ai tatonat de 2-3 ori acolo și nu ai simțit corect exercițiul, atunci trebuie să vezi ceva concret. Hai să ne amintim cum am lucrat altă dată, funcție de o necunoscută. M-am hotărât A să fie B și C o funcție de A. Și aveam o relație B plus C egal cu 2A și am mai dorit neapărat să mai am o relație tot în B și C. Ca să formez un sistem de 2 cu 2. Și am sesizat aici că prin eliminarea lui A dintre astea două, practic puteam să scot pe A din prima și să mă duc în a doua. Era o altă manevră foarte clară. Însă eu am scăzut din asta de jos, am scăzut pe cea de sus. Scăderea n-a fost chiar comodă, că voi sunteți în mulțimea numărilor întregi și nu prea vă este la îndemână. Nu sunteți în Z cu negativele, nume negativ. Și atunci, puteam să zic așa, că A egal cu 2B minus C, ca și cum aș fi scăzut de aici, și cu A știut mă duceam aici, și ne ieșesc din cele două că B egal cu C. Da. Dacă B egal cu C, adăugam că B plus C face 2A, de aici a rezultat că B egal cu C și egal cu A. Da? Și din clipa în care vezi că B egal cu C egal cu A, m-am întors aici și oriunde am văzut B și C am pus A. S-a simplificat, tot a fost o banalitate, a fost terminat chestia. Nu... Da. Tot atât de bine mergea și în varianta în care îmi propuneam pe B să-l socot de bază. Sau pe C de bază. Da. Că tot așa luam două din ele, pe a treia și ele sunt egale toate între ele. Că practic de acolo rezultă că A egal cu B egal cu C egal cu A. Toate trei sunt egale.
De sistemul ăsta, acum îmi dau seama, sistemul ăsta ne conduce la A egal cu B egal cu C egal cu A. Și acum, ori pe B și C în funcție de A, ori pe A și B în funcție de C, oricum vreți lucrurile... Timpul pastrat a fost ăsta. Ăsta a fost important. Da. Da? Deci, important a fost să sesizăm suma numărătoră pe suma numitorului, hai să spunem mai în urmă, da, că îndată s-a simplificat și am avut pe aceste două. Clar, aceste două relații, trei relații, le-am tradus așa, și ăstea de acum lucrate te conduc la A egal cu B egal cu C și egal cu A. Chiar super. Toate trei egale între ele. A egal cu B egal cu C egal cu A. Și terminat, e clipa aia s-a limpezit. Da? Deci, asta a fost. Care ar fi concluzia? Că în fața unui exercițiu, eu, cum să spun, mai râzând, mai plângând, am spus că mai aș da temă pentru acasă, mai nu știu ce, dar am vrut să vă spun în același timp că trebuie să rezolvăm. Te ține noi idee. Nu, nu lăsăm. Alo. 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 Bună seara. Dar sunt la lecții de matematică, sunt în direct la televiziune și nu pot să... Da? Mai trecem la ora 10. Da, după 10. Deci, bine, dar... Domnul, să vă dăm și timpul. Da. Facem un final, ceva, nu? Da, nu mai. Asta a fost, dar nu.